O zi perfectă! Știu la ce te gândești acum. Crezi că totul e o fantezie? Poate că visez sau că inventez totul. Dar nu! Asta, prieteni, e chiar realitatea. Vă știți că am folosit doar fructele pe care le-ați cerut. Gracias! Senior Zonka? Tata a stat până târziu ca să-ți termine tema. Danke, Herr Butterfingers. Am luat biletele alu Lecoș. Din păcate nu am găsit locuri în primul rând, așa cum ai cerut. Sper că e în regulă. AJ, amice, am spus două bilete în primul rând, centru. Vrei să-mi străi ziua perfectă? Nu, am să văd ce pot face. Înainte, sclavi! Oh, salutare! Te interesează cum poți ajunge să străiești visul? Ce v-am spune că da. Urmează-mă, în trecut. O zi perfectă. Totul s-a întâmplat la începutul anului școlar, când Elena s-a folosit de o datorie veche de-a mea. Trebuia să am grijă de Peter. Chiar dacă aveam altceva mai bun de făcut, nu am putut să refuz. Cu o săptămână înainte, i-am cerut Elenei MP3-ul ei, în schimbul unui serviciu pe care urma să îl fac când ar fi dorit ea. Aici e problema. M-a făcut să încheie înțelegerea folosind degetul mic. După cum știți, degetul mic poate face legea și e mai valoros decât un contract scris. Degetul mic are o istorie lungă, de pe vremea oamenilor cavernelor. Potrivit istoricilor, degetul mic a fost folosit prima dată de Cro-Magnon, când a fost de acord să-i ofere focul omului neandertalian în schimbul unor sfaturi despre pictura rupestră. Legenda spune că faimosul Christopher Columb a folosit degetul mic cu Amerigo Vespucci pentru a numi noul continent după el, în schimbul faimoasei rețete de lasagna a mamei sale. Și, din câte am auzit, alunecoșii și-au primit talentul muzical de la diavolul însuși, în schimbul unei copii după primul lor album. Au folosit, ați ghicit, degetele mici. După cum am spus, nu subestimați niciodată degetele mici. În timp ce aveam grijă de Peter, mi-a venit inspirația pentru ce avea să fie cel mai grozav, cel mai diabolic și genial plan din toate timpurile. După jocurile care te salvează de statul cu un copil, voiam să încep prin a face favoruri, mari sau mici, pentru toată lumea și să le pecetluiesc cu degetul mic. Apoi aș cere toate favorurile datorate într-o singură zi, care va fi recunoscută pentru totdeauna ca ziua perfectă. E un cadou pentru Tracy, dar poți lua și tu, Angela. Mulțumesc! Sincer să fiu, la început nu a fost așa ușor. Hei, domnule, paznic de magazin! Cred că ai nevoie de o pauză la superaparatul ăla de cafea. Și îți ține un locul și mi-i întorci favoarea mai târziu. Vrei să batem palma? Hei, ți-ai pierdut mințile? Pauză? Paza nu doarme niciodată. Sunt în alertă 24 din 8,369 de zile din an, inclusiv în fiecare duminică. Vreți să vă ajut, domnule Zonka? Oh, da, Angelo, ar fi foarte frumos. Îmi rămâneți dator. Degetul mic? Oh, degetul mic. Oh, sigur, pot. Poate nu e o idee bună ca un zlăbonoc ca tine să ridice greutăți. Cu tata m-am bucurat de mai mult succes. Dacă l-ai face pe Zeus aruncând cu fulgere din cer. Dar a fost prea multă muncă pentru o favoare prea mică. Deoarece nu obțineam favoruri atât de ușor sau de repede cum îmi doream, am apelat la un expert pentru sfaturi. Conform calculelor mele, rata de favoruri adunate plus munca depusă împărțită la rădăcina pătrată a favorurilor de care ai nevoie? Îți va lua 10 ani ca să ai o zi perfectă. Cum? 10 ani? E prea mult timp. Atunci îți sugerez o abordare mai științifică. Adică? Adică, înainte de a face o înțelegere, află ce își dorește persoana respectivă cu adevărat. Da, și mă asigur că pot face asta. Bună idee! Știu, sunt un geniu. Știi, voiam să spun același lucru. Ești un geniu, prietene. Te ascult. Plăcerea mea. Vrei să înregistrez un mesaj vocal pentru tine în care să declar cât ești de inteligent? În schimbul unui favor? Ne-am înțeles?
Hei, știu ce încerci să faci. Știi că îmi place să mi se spună inteligent. Iar acum folosești aceste cunoștințe pentru încă o favoare de ziua ta perfectă. Exact cum ți-am sugerat. Mă declar vinovat. Păi poți să-mi spui în mesaj Sergeniu? Atunci am început să folosesc abordarea personalizată dată de brevetul lui Sherwood. Cadouri, o favoare, lingușeală, totul funcționează. Am început cu cele mai ușoare înțelegeri. Ofuri, securi! Și să nu uităm favorurile de mai devreme. I-am promis Lolei că o las să-mi fac un tatuaj cu henna. A ținut mai mult decât credeam. Arată foarte bine, Angelo. Data viitoare, nu pe fața mea. Hei, micuțule, am văzut recenzia pozitivă pe care ai făcut-o despre mine pe site-ul Gloop. Bună treabă! Grozav! Mai sunt 2 zile până la conferința covrigului! Pa, pa! Wow! Jetoane super rare de colecție folosite la jocuri video vechi! Grozav! Ați fi uimiți ce puteți găsi în garaj când faceți curățenie cu mama! Îmi place să spar chestii, mai ales dacă au bomboane înăuntru! Eram pe val! A durat 8 luni. În cele din urmă, am adunat favorurile necesare pentru ziua perfectă. Ei bine, aproape. Din păcate, au existat și unele piedici. Nicio șansă! Domnul Fitz a dovedit a fi un ghimpe în coaste, de vreme ce nu avea deloc încredere în mine. Dar am făcut o altă înțelegere cu Schmitty pentru a trece niște mâncăruri scârboase în meniu în ziua ședinței cu părinții. În schimbul altor comentarii pozitive pe site-ul online Gulp, folosind pseudonime, desigur. Ah, cravata preferată! E ca și cum mâncarea a fost gătită așa intenționat doar ca să mă murdăresc eu! Din fericire pentru domnul Fit, am adus o cravată de schimb la școală în acea zi. Era parte din vechiul meu costum de clown de Halloween, pe care l-am găsit în garaj când făceam curat. Mersi, mamă! Bine, o voi purta. Te-am prins! Scuze, poftim cravata de clown, așa cum am promis. Manetti a fost cel mai greu de impresionat, pentru că insista să mă prefac că voi cădea de fiecare dată când ne întâlneam, pentru o lună întreagă. Nu se mai sătura să mă vadă căzând de fiecare dată. Nu m-am rănit pentru că purtam mereu protecție pe sub haine. De fapt, era foarte amuzant. Nu am mai râs atât de mult în viața mea. Manetti, ce faci aici? Credeam că sunt la mine acasă. Ai căzut. Cine ar fi crezut că cea mai dificilă înțelegere va fi cu domnișoara Perla? Dar a meritat să insist. I-am promis că voi organiza o vânzare de brioșe și că toți banii vor fi donați orei de desen. Fie. Știți, brioșele necesită multă răbdare. Așa că am convins-o pe Katie să-mi doneze brioșele ei, în schimbul unui mic ajutor în domeniul amoros. Așadar, să revenim la începutul poveștii. Înainte să fiu dat afară din mall, i-am spus paznicului că frumoasa Katie e topită după el. Da! Da, hei, Katie, mă întrebam, știi, dacă nu ești ocupată, știi tu, poate tu și cu mine am putea ieși la un film sau ceva? Sunt sigur că sunteți confuzi, dar nu am spus niciodată că o zi perfectă nu are nevoie de un plan perfect. Angelo, am luat bilete la Alulecoș în primul rând, așa cum ai cerut. Mulțumesc foarte mult, AJ! Ziua perfectă nu mai este ruinată! Limuzina vă așteaptă, domnule! Arigato, prietene! Cum spui tu? Doar urcă și hai să punem punct zilei, te rog! E incredibil cât de bine a funcționat totul. Amice, sunt obosit deși nu am făcut nimic. Ziua perfectă. Angelo! Fă-mi un suc! Acum! Stai! Nu poți! Mă bucuram de ultimele clipe din ziua perfectă. Crezi că-mi pasă?
Nu-mi pasă. Dar... Îmi ești dator de acum 3 săptămâni când te-am ajutat cu temele. Am făcut înțelegere. Ți-ai amintit? Nu ai cum să renunți. Deci ai face bine să-mi faci un suc acum. Și să aibă semințe chia. Sunt foarte bune pentru ten. Aproape am avut o zi perfectă. Aproape. Păi, știi ce înseamnă asta, nu? E timpul să încep planificarea următoarei zile perfecte. Ești de acord cu asta? Ce e asta? Angelo, nu poți să-ți iei noul Playbox 4000? Casa de pe plajă unde vom sta. Fără televizor. Fără televizor. Știu, mamă. De aceea ducem și asta. Nu. Am încercat și eu. E scandalos! Nu voi lăsa lucrurile așa? Ce s-a întâmplat? Lasă-mă să ghicesc. Ai pierdut la bingo. Din nou. Cineva mi-a spart casa. Cum? Mi-au luat tot. Televizorul, skateboardul, chiar și lasagna. Sper să se înnece cu ea. Stați așa. Nu e de bine. Plecăm timp de 10 zile și în vecinătate există hoți? Nu voi permite asta. Trebuie să-mi protejez noul Playbox. Securizarea casei. Închide-te, închide-te! De ce nu te închizi odată? Draga, ai împachetat prea multe lucruri. Nu, pot face asta. Închide-te! Mamă, vești rele. Bătrânelul spune că există hoți în libertate. Așa că trebuie să aduc Playbox-ul. Deci... Serios, Angelo? Sunt hoți în libertate? Poți mai mulți de atât. Gata, am reușit. Plecăm într-o oră. Niciun huligan nu va pune mâna pe Playbox-ul meu. Operațiunea securizarea casei începe. Ah, nu, scuze, băiete, nu sunt disponibil. Avem destui infractori chiar aici. Pasul 1 în protejarea casei. Protecția legii. Dacă nu ai un polițist la îndemână, apelează la un paznic. Hei, polițiști în spațiu! Credeam că jocul ăsta s-a terminat. Poți să-l ai dacă îmi păzești casa 10 zile. Oh, în regulă, băiete. Ne-am înțeles. Da. Bine, nimeni nu va intra până când nu va spune parola pe care am scris-o aici. Ah, bine, te poți baza pe mine, băiete. Hei, hei! Hei, care e problema ta? Spune parola! Parola! Pasul 2. Momeala. Dacă cineva reușește să se strecoare înăuntru, va fi păcălit de această consolă falsă. Incredibil! Arată exact ca cea reală. Asta pentru că te uiți la cea reală. Uită pe cea falsă. Impresionant! Încă te lași păcălit. Asta e falsă. Pasul 3. Capcanele. Oricine va încerca să pătrundă în această casă va regreta imediat. Merg în sufragerie și în bucătărie. Sherwood, tu ai dormitoarele și băile. Ți-ai pierdut mințile? Nu am cum să pun asta în toaletă. Angelo, plecăm în 20 de minute. Bine, tată, vin imediat. Montez doar capcane prin casă. Asta e lista principală cu toate capcanele și cu parola pentru când mă întorc. Unde ai ascuns adevăratul Playbox? Prefer să păstrez secretul. În cazul în care suntem răpiți și interogați? Întocmai. Oh. E timpul să plecăm! Angelo, urcă în mașină! Bucurați-vă de vacanță! Și tu! Ah, amice, mi-am uitat ochelarii de soare la tine în casă! Iau eu altă dată! Ne vedem! Pa! Ai grijă! Desigur! Să nu stați în soare! Ai închis ușa? Oh, da! Și am mai făcut multe pentru a securiza casa! Da, și ar fi trebuit să vezi mușchii salvamarului. Adică, parcă era un mușchi uriaș. Avea mușchi pe spate. Da. Amice, m-am distrat pe cinste. Dar 10 zile fără Playbox au fost mult prea multe. Wow! Hei, tu parola. Angelo, despre ce vorbește? Tu, înapoi, domnule. Nu sunteți autorizat. Dar este casa mea. Trebuie să-mi spuneți parola sau nu puteți intra. Relaxează-te, tată, face parte din sistemul de securitate. Atunci pot să-l dezactivez. Nicio problemă, doar trebuie să-i zic parola. Cred că am pierdut-o. Cred că am uitat-o la casa de pe plajă. Corect, deci, care-i parola?
Cacadu? Nu. Scoică? Nu. Mumie? Nu e asta. Omletă? Nici vorbă. Iarbă? Las-o baltă. Haide, amice, eu te-am angajat. Da, mi-amintesc, băiete, dar mi-ai lăsat instrucțiuni precise să nu las pe nimeni înăuntru dacă nu știe parola. Poți fi o clonă sau ceva? Chiar ești? Ha, nu sunt. Ei bine atunci, înseamnă că trebuie să creezi o parolă nouă. Polițiști în spațiu, partea a doua. Iese luna viitoare, dar știu pe cineva care poate obține o copie în avans. Serios? Da, lasă-ne înăuntru și o să fac rost de ea. Asta-s cuvintele magice. A fost foarte ușor, ce paznic ușor de manipulat. Apropo, care era parola? Păi, nu mai amintesc. Wow, apropo, insigna pare că e din plastic. Să evaluăm situația. 1. Consola este undeva în casă, dar nu știu unde. 2. Sunt zeci de capcane, dar nu știu pe unde. 3. Sunt sigur că prietenii mei vor ști unde sunt. Bună! Încă sunt în vacanță. Lăsați un mesaj și vă răspund că mă întorc. Angelo, dacă vrei să-ți amintești unde sunt capcanele, sună-l pe Sherwood. Aici mesageria lui Sherwood. Angelo, dacă ești tu, bănuiesc că sunt deoarece nu-ți amintești unde sunt capcanele. Așa că ascultă cu atenție. Prima capcană se află la... Mesaj terminat. Asta înseamnă că trebuie să găsesc de unul singur capcanele. Să-i dăm drumul. Luăm prânzul, e ora prânzului. Începe în 10 minute. La toaletă, trebuie să fie la toaletă. Trebuie să dorm. Călătoria a fost obositoare. Da, da, bine, bine. Mă grăbesc. Bine, dar ca să fim siguri, așteptați. Deci, ce capcană era la ușă? Pepenele. Oh. Nu ar fi trebuit să fie un pepene? Merg doar să las bagajele. Tată, nu! Voi trage un pui de somn chiar aici. De ce are tata un pepene verde pe cap? Angelo, asta e tot? Trebuie să merg la baie, trebuie să merg la baie. Să mă gândesc. În primul rând, unde e playbox-ul? Aici este camera celor 1000 de capcane. Playbox-ul meu sigur e aici. Oh, este atât de frumos. Sigur ascund o altă capcană. Mai bine trimit pe altcineva. Salutați-l pe robocomandantul. Sacrificiul tău nu a fost în zadar, comandante Robo. A fost ușor. Mult prea ușor. E consola falsă. Unde am ascuns consola adevărată? Poate am ascuns-o atât de bine încât nu o voi mai găsi. Trebuie să știu cu care dintre gemeni s-a căsătorit Brenda. Angelo! Hei, v-am spus clar să nu intrați. Aiuriții. Camera Elenei, acolo trebuie să fie playbox-ul. Sunt prea înfometată. Mama, vine repede! E ceva cu tentacule în toaletă. Nu, Jo mama, nu. De obicei îmi plac surprizele, dar de data asta... Un ghem uriaș de elastic! Am picioarele lipite! M-am blocat aici! Oricum nu-mi plăcea vaza aia. Bine, dacă ating unul din lasere, playbox-ul s-a ars. Oh.
Știam că am nevoie de un soare. Trebuie să opresc chestia asta. E o idee complet nebunească, dar s-ar putea să meargă. Arunc șosete și o supra-solicit. Haide, haide! Ura! E al meu! Ah, nu e minunat să te întorci acasă? Angelo, ăsta se întoarce la magazin. Ne-a făcut prea multe probleme. Nu! Mamă, așteaptă! Nu, nu poți face asta! Te rog! Cum? Parola! Hei, e hotul din cartier! Dă-mi înapoi lasagna, ticălos ce ești! Ți-a plăcut acest episod? A fost cel mai bun episod de până acum! Pregătește-te pentru ce...